Un bărbat a murit după ce a plonjat cu mașina în râul Olt, în zona localității Deneasa. Din spusele martorilor, se pare că șoferul circula cu viteză, a pierdut controlul volanului și a căzut în apă. Autoturismul s-a scufundat imediat. La locul accidentului au ajuns 20 de pompieri, două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Olt și un buldo-excavator de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Deneasa. Autoturismul a fost găsit la mai bine de 20 de metri de mal, unde apa are adâncimea de 10 metri. În ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul nu a putut fi salvat.